CFR Cluj pornește la drum pentru un nou sezon, începând de duminică, cu meciul de pe teren propriu împotriva Astrei Ploiești. Ionuț Radea îi vede pe Feroviari favoriți la titlu. Ne luptăm cu Rapid, Steaua, Dinamo și Vaslui pentru titlul de campioană, crede fundașul CFR-ului. Învinși într-un singur meci în pregătirea de vară, fotbaliștii CFR-ului sunt gata de start în Liga 1. După un ultim sezon în care s-au clasat abia pe locul 10, clujenii nu-și mai permit niciun pas greșit. Fundașul Ionuț Radea crede că CFR Cluj este o favorită certă anul acesta pentru titlul de campioană, însă nu i-a exclus din calcul pe cei de la Rapid, Steaua, Dinamo și FC Vaslui. Da, noi zicem că suntem pregătiți și suntem pe un drum bun și sperăm să avem aceleași evoluții din perioada de pregătire, să continuăm și în campionat. Cu aceleași echipe care au fost și anul trecut. Plus că vedeți că Oțelul demonstrează că este o echipă puternică și cu siguranță se va lupta și ea la titlu în continuare. Una mai puțin, că Timișoara nu mai e. Da, v-am zis, astea sunt mai puțin important păcat, dar până la urmă astea sunt deciziile și trebuie respectate. CFR Cluj va debuta în noul sezon al Ligii 1 la fotbal duminică de la ora 21:30 cu meciul de pe teren propriu împotriva Astrei Ploiești. Pentru acest meci, conducerea echipei ardelene le-a oferit elevilor 2000 de bilete gratuite în tribuna a doua.